Ce aștepți de la o relație apropiată? Cât încredere investești într-o relație și ce faci atunci când apar neînțelegeri sau dezechilibre? Cum te porți față de șefi sau colegi? Răspunsurile la aceste întrebări și la multe alte preocupări legate de conflictele în relații și jocurile psihologice de la locul de muncă le puteți afla la conferințele din cadrul Săptămânii PSI în companii de la Julius Town săptămâna viitoare. Accesul este gratuit în baza unei înscrieri în prealabil. United Business Center continuă seria evenimentelor dedicate celor care lucrează în clădiri de birouri cu o nouă conferință care să le facă mintea mai clară și inima mai ușoară. Săptămâna PSI în companii va avea loc în perioada 18-24 martie la Julius Congress Hall și este organizată de Editura 3 și de UBC în parteneriat cu librăriile Cărturești. Evenimentul este un răspuns la preocuparea constantă a angajatorilor cu privire la starea de bine a angajaților. Ce ai vrea să-ți ofere partenerul de cuplu sau cum ai vrea să te trateze cel mai bun coleg de la serviciu? Cât încredere investești în astfel de legături și ce faci când apar neînțelegeri sau dezechilibre în aceste relații, dar față de șef și alți colegi, cum te porți? Tinzi să fii defensiv sau îți place să intri în jocurile de putere? Despre nevoia de conectare, utilitatea conflictelor în relații și jocurile psihologice de la locul de muncă, veți putea afla mai multe de la specialiști în psihoterapie și coaching. Marți 19 martie, de la ora 17.30, Ancuța Coman Boldișteanu, psihoterapeut și trainer, va vorbi despre nevoia de conectare, despre jocurile psihologiei la locul de muncă și dinamica ascunsă din în spatele cuvintelor va vorbi miercuri 20 martie de la ora 17:30 psihoterapeutul Alexandra Marițescu. Tema de joi 21 martie, ora 17:30, este oportunitatea conflictului în relații. Cristian Boldișteanu, psiholog, trainer și coach, va aborda subiecte precum rolul emoțiilor în conflict și cum te pot ajuta sau sabota.